Aseară la Chișinău a avut loc avanpremiera filmului Omul fără linia vieții, producția cinematografică câștigătoare a 3 premii în cadrul unui festival internațional de film, a fost proiectată concomitent în 4 săli de cinema. Aceasta ilustrează povestea de viață a inventatorului român Ionel Sporea și a fost regizată de moldoveanca Adriana Vasilcov. La eveniment au fost prezenți actori de la noi și de peste Prut, inclusiv protagonistul filmului Ionel Sporea a venit din Spania pentru a participa la acest eveniment. Avantpremiera filmului Omul fără linia vieții a adunat aseară sute de spectatori în cele 4 săli în care a fost proiectat simultan. Pelicula e bazată pe fapte reale și relatează povestea de viața lui Ionel Sporea, românul care a inventat lansatorul automat de mici de tenis de masă. În loc de recunoștință, inginerul a fost întemnițat însă de regimul lui Ceaușescu. Chiar dacă după căderea dictatorului a fost eliberat, Ionel Sporea nu a mai fost reabilitat vreodată pentru invenția care urma să-l facă bogat și celebru. Dimpotrivă, regimul comunist l-a lipsit de identitate și succes. Lungmetrajul a fost realizat de moldoveanca Adriana Vasilcov. Când vin oameni de peste Prut, dita mai titanei actoriei, evident că îți tremură așa un pic picioarele, vocea. Producția cinematografică a obținut 3 premii în cadrul festivalului internațional Hollywood Florida Film Festival, rezultat care a depășit toate așteptările. Puteam să vă zic sincer, da, aveam niște așteptări, eram încrezută, nu eram încrezută în mine deloc. Și încă continui să fac asta pentru că sunt la debut. Dar ce crezi că i-a atras totuși? Posibil calitatea imaginii. La eveniment a fost prezent și inginerul Ionel Sporea, istoria de viața căruia o ilustrează acest film. El este și scenaristul lungmetrajului. Inventatorul a venit din Spania pentru a participa la avantpremieră. Dumneavoastră ați plâns când ați văzut rezultatul final? De fiecare dată și la filmări și cred că și acum am Batiste cu mine. Și acum sunt emoțiile mari. Cât de ușor a fost să intrați în pielea personajului pe care l-ați jucat? N-a fost foarte greu. Pentru că am făcut și foarte multă televiziune, având rolul unei prezentatoare de televiziune. Filmul Omul fără linia vieții a unit actori celebri de pe ambele maluri ale Prutului. Toți erau nerăbdători să vadă produsul final. Am emoții foarte mari și cred că publicul să primească filmul la cel mai înalt nivel. Sunt un personaj negativ într-un fel în film și ca să mă transpun în personajul respectiv mi-a trebuit mult tupeu. Cum a fost să lucrați cu echipa din Republica Moldova? A fost extraordinar. Au fost scene comune foarte dramatice, foarte încărcate emoțional, puternice, cu un impact emoțional foarte puternic și sper să producă același efect și asupra dumneavoastră. Vădit emoționat era și Bogdan Nedved, care pe lângă un rol în film a asigurat și soundtrack-ul oficial al peliculei. Piesa am scris-o acum cred că vreo 2 ani în studiourile Global Records. Și o țineam acolo pentru a aștepta momentul potrivit și iată că s-a nimerit să fie acesta. Din distribuția filmului Omul fără linia vieții face parte și colega noastră Angela Gonța. La final, sala a aplaudat în picioare pelicula cinematografică. M-am emoționat și eu deja ard tot. Văd foarte multă lume mulțumită și cred că filmul a fost un succes. Domnul Sporea, felicitări! Felicitări! Cum vă simțiți, domnul Sporea? Se mai simte. Am plâns ca un copil, ca de obicei. E greu să revezi din nou și să retrăiești și să simți în tine toate cele. Dar mă bucur că a ieșit filmul extraordinar, mulțumesc întregii echipe. Domnul Sporea, mă gândeam la un moment dat, oare chiar lucrurile astea toate s-au întâmplat cu dumneavoastră? Da, 75% sunt reale. Producția cinematografică va apărea în cinematografele din Republica Moldova și România începând de joi 30 noiembrie.